Mai mulți români au rămas blocați în aeroporturile din România la plecarea în Marea Britanie. Se întâmplă tot mai des ca unii pasageri să călătorească într-o țară fără a fi corect informați de noul regulament ce privește măsuri împotriva infecției cu COVID-19. O eroare de acest gen nu s-ar întâmpla printr-o planificare cu o agenție de turism. Le-a fost refuzată îmbarcarea și avionul a plecat fără ei. Asta s-a întâmplat în cazul mai multor români care au ales să călătorească fără a consulta o agenție de turism. Aceștia nu erau informați cu privire la noile condiții cerute de către Marea Britanie. Am înțeles că au fost probleme în ultima perioadă pe toate aeroporturile din țară cu privire la Marea Britanie. Da, din păcate să știți că au fost, dar... Probleme, ce să vă spun, problema au fost în perioada după 15 februarie, când Marea Britanie a introdus o nouă testare, în afară de testul PCR, în afară de vaccin și alte date pe care se soliciteau la aeroport, la plecare. După 15 februarie a fost o problemă, pentru că, repet, Marea Britanie a introdus o nouă testare, trebuia să ții un pachet, să achiziționezi un pachet de două teste. Trebuia să-l faci a doua și a opta zi, iar mulți pasageri au ajuns în aeroport și nu au fost informați de aceste, sau nu s-au informat, nu că au fost informați, sau de aceste date suplimentare. Iar protocolul aeroportului cu Marea Britanie, cu organele competente de acolo, a fost să nu îmbarce. Și atunci a dus la o problemă majoră în aeroport. Eu vă spun din experiență a Craiova, au rămas joi aproape 10 persoane care nu i-au îmbarcat, pentru că nu aveau documentele necesare. De ce să alegem o agenție de turism? Clienții apelează la acest mijloc pentru a le fi oferită cea mai bună soluție pentru nevoile lor individuale. Călătorii cumpără, de fapt, buna cunoaștere. Acesta este cel mai important atribut pe lângă ofertă, preț și opțiunile produsului. Siguranța și securitatea au stat mereu în fruntea preocupărilor turiștilor. Clienții caută informații actualizate cu privire la destinațiile de vacanță. În lumea de azi, acestea sunt importante. O agenție de turism este informată la zi, are vânzări zilnice, este informată și primește notificări de la Ministerul Afacerilor Externe în timp real. Avem de la Comitetul Național de Urgență iarăși informații despre plecări, despre sosiri în România, indiferent pe orice destinație. O agenție de turism îți poate spune dacă poți să pleci în Turcia luna asta sau nu asta. Poți să rezervi pe rețele, pe alte site-uri de rezervări online, dar acela spune decât poți să rezervi o unitate de cazare, o cameră, dar nu poate să spună poți să pleci. Iar un lucru foarte important pe care o agenție de turism poate să ți-l ofere este garanția. Noi putem să reprogramăm, noi venim cu asigurări, asigurări normale, asigurări contra COVID-ului. Bănesc, se pot face și la alte firme de asigurări, dar noi avem pachete complexe pe care partenerii noștri ni le asigură, iar nu siguranța severinalului sau mehedințeală, cum a spus întrebarea, a turistului în general, trebuie să fie alta. Doamne, banii mi-i recuperez, mai plec în vacanță. Asta este atuul unei agenții de turism pe care eu cred că totuși este la alt nivel față de o rezervare normală. Clienții nu au timp, trăim într-o societate lipsită de timp. 6 din 10 turiști simt că nu au timp suficient pentru vacanță. Valoarea unei agenții de turism este abilitatea de a oferi o vacanță personalizată la calitatea și prețul adecvat.